Женщина и года 2013 по версии журнала «Акварель» становится Шилья Радо! Sunt măgulită, sunt onorată, sunt foarte bucuroasă și fericită că am primit acest premiu. Cred că îl datorez copiilor și familiei mele, precum și prietenilor mei. Și mulțumesc tuturor celor care au votat pentru mine ca să-l câștig. Vă mulțumesc foarte mult! Anul 2013 i-a adus numai împliniri, al treilea copil și premiul Femeia Anului de la Aquarel. Concursul organizat 8 ani consecutiv ține să aducă în atenția publicului femeile talentate și cele care au obținut succese remarcabile. 22.000 de persoane au votat pentru 30 de participante, dintre care 10 au fost alese câștigătoare. Cred și sunt sigură că astăzi multe femei din societate merită să fie nominalizate la această categorie. Eu sunt sigură că acest proiect și în continuare va avea succese. Mă bucur foarte mult că Aquarel organizează asemenea concursuri frumoase și pune în valoare femeile de la noi și le apreciază după la această valoare. Orice premiu te înarepează să faci lucruri și mai mari. Este o mare onoare și plăcere să fiu răsplătită cu acest premiu de la Jurnalul Aquarel. Este o nominație foarte importantă pentru mine. Sper să nu fie ultima în această categorie. Mama anului. La fel ca în fiecare an, la eveniment au participat și personalități marcante din diferite domenii de activitate din Republica Moldova. Мне очень радостно, что действительно достойные, удивительные женщины являются номинантками, не только победительницами, но и номинантками вот в этом проекте. Женщины иногда дают фору мужчинам. И действительно это так. Калитățile femeii sunt aproximativ în viziunea mea de două ori mai multe decât la bărbați. Tot ce este în poezie, tot ce este în istorie, tot e legat de genul feminin. Toate sunt frumoase, dar eu, dacă ceriți părerea mea, ca bunica nu-i niciuna. Yeah, I'm a free.